Acum vă spunem o poveste care s-a transformat ca prin minune într-o carte. A început să scrie foarte devreme, undeva pe la 14 ani, când, în joacă, a făcut o primă publicație doar pentru el, în secret. Și a continuat să scrie toată adolescența. Apoi, când o persoană importantă i-a spus că dacă vrea să fie cu adevărat jurnalist, trebuie să scrie, nu s-a mai oprit din scris. Și uite, așa a împlinit vreo 28 de ani de jurnalism. Într-o zi a venit o idee. Să scrie o carte care să conțină textele literare pe care le publicase pe Facebook pe parcursul a 4 luni în metrou, dimineața în drum spre serviciu și dedicate soției sale. Și așa a luat naștere cartea, al cărei titlu este În timp ce tu dormeai. Să nu ne pierdem timpul și să-l cunoaștem mai de aproape pe Horia Ghibuțiu. Ce făceai tu, de fapt, în timp ce ei dormeau? Cum s-a născut cartea asta? Cartea s-a născut din mersul la serviciu. Bun, ăsta este sensul primar. Mă trezeam la 4 fără un sfert, la 5 fără 10 plecam ca să prind primul tren, cel care pleca la 5 un minut, 5 și 2 minute de la munce și ajungea la Petrache Poenaru, acolo unde era serviciul meu. Sunt producător la matinalul unui post îndrăgit, care a crescut foarte mult în audiență în această vară. Mulțumesc tuturor rockerilor din această țară. Dar, de fapt, eu mă gândeam. Asta este îndeletnicirea mea. Nu știu dacă e bună, dacă e rea, dacă e foarte lucrativă, așa. Nu prea e. Dar, da, meditam. Și cred că asta am și încercat să fac în această carte. Ambalând niște postări într-o rețea de social media, de fapt am încercat să scriu niște texte, niște experimente de forme jurnalistice cu niște valențe literare. De fapt sunt niște meditații acele textulețe, posteri, putem să le spunem cum. În mintea mea sunt coerente și reprezintă un denunț al vremurilor noastre și al condiției pe care o are condiția comunicatorului, pentru că nu mă refer neapărat la jurnalist, deși sigur cele mai multe sunt din perspectiva mea acele lucruri, dar suntem atât de influențați de lucrurile care ni se întâmplă și care pot fi. Prima ninsoare, faptul că la 5 fără 10 dimineața încep să cânte păsările după o tăcere de câteva minute foarte apăsătoare sau lucrurile astea care se întâmplă în jurul nostru, da, cred că trebuie prinsă undeva și asta am și făcut. Crezi că e drive-ul principal care te-a făcut de-a lungul timpului să scrii și în presă, să ai emisiunea radio, să-ți faci blogul pe care l-ai de ceva timp și uite, în ultimă fază, sperăm început de carieră ca scriitor. Mulțumesc frumos, e foarte pompos spus scriitor. Doar am publicat ceea ce fac de multă vreme și cred că în 2018, până la urmă, nici nu contează foarte tare forma, suportul propriu-zis al cel pe care alegi tu să comunici. Deși, da, sunt cu adevărat încântat, fiindcă sunt extrem de fidel tiparului. E unul dintre motivele pentru care obișnuiesc să fac așa o comparație, pentru care mai purtăm ceas. Bun, la fete e mai simplu, îl poartă și ca pe o podoabă, dar în ziua de astăzi, când noi așa avem telefoane, laptopuri, tablete și posibilitatea de a vedea absolut oriunde, chiar și pe stradă, cel puțin în mediul urban, cât e ceasul, noi continuăm să mai purtăm ceas pentru că e tactil, pentru că e concret, pentru că e aproape, pentru că îl simțim. Așa mi se pare că e și tiparul și din motivul ăsta am să-l cultiv. Dar ca să revin la sensul primar al întrebării tale, drive-ul meu principal este dorința de a scrie. E o nevoie teribilă de a scrie. Nu e programatică, adică nu
nu vreau să schimb lumea cu asta, pur și simplu simt această nevoie. În aproape 3 decenii de presă, în principiu, dacă ar fi o ceva neregulă, m-aș fi prins până acum. Dar, da, impulsul de a scrie a existat de când mă știu. Practic asta. Vă să întreb, cât a durat, de fapt, să-ți aduni toate gândurile în cartea în timp ce tu dormeai? Cât practic, a durat? 70% din carte exista deja, fusese postată. Mai există și cel puțin un capitol inedit și sigur că e mult mai mult decât postările efective, pentru că sigur pe internet unde puneam eu link-uri în carte am dat textele desfășurate. Dar 49 de ani cred că e un răspuns onest, fiindcă în această carte, în această culegere de neliniști matinale, în principiu se regăsesc bucurie, angoase, spaime, de când mă știu. Cum a început povestea ta ca scriitor? Și mă interesează în mod special nu neapărat când ai scris prima dată pe blog sau când ai scris prima dată în presă, sau, ci când ai scris tu prima dată pentru tine, dar în același timp cu gândul de a publica undeva. Am început să scriu foarte devreme, undeva pe la 14 ani am făcut o primă publicație care era numai pentru mine. Un soi de samizdat, povestesc acolo de ce, pentru că era practic un statement politic, dar eu eram convins că nu o să-l citească nimeni, în afară prietenul meu, cel mai bun Mugurel, care a făcut pozna teribilă de a-i da mamei sale cartea. Mama a dus-o la serviciu și era să iasă o dandana teribilă. Dar e adevărat că scriu din adolescență. Mi se pare că am început să scriu profesionist, deși iarăși scriam doar pentru mine, atunci când am înființat niște publicații, niște reviste în care făceam cronicile meciurilor de fotbal cu nasuri pe care le jucam cu fratele meu, după care am început efectiv să fac niște reviste, să le numesc așa, dedicate echipei de fotbal cu care țineam atunci și care a și câștigat Cupa Campionilor Europeni de ziua mea. Și atunci, sigur că a sporit pasiunea mea de puștan îndrăgostit de fotbal. Dar acolo exersam mai multe specii jurnalistice. Făceam și cronică, făceam și portrete, făceam și reportaje de la meciuri. Sigur, aș zice că era mai degrabă literatură de specialitate. Nu era beletristică, pentru că încercam și eu să scriu în stilul jurnalistic. Faptul că după 6-7 ani am ajuns în presă, mi s-a părut natural, a fost o continuare a firească a lucrurilor cu care mă jucam în adolescență. Adică să scriu despre lucruri care îmi plăceau mie. Sigur că odată intrat în presă, n-am scris totdeauna despre lucrurile care îmi plac și cred că ar fi și greșit să facem asta, pentru că presa nu e nicio organizație filantropică și nici nu cultivă hedonismul. Scriem despre ce e important, relevant, amuzant, cu condiția, desigur, să folosim gramatica așa cum se folosește ea și să punem adevărul mai presus de orice. Consider că ai fost foarte norocos pentru că ai trecut prin perioada comunismului în felul în care ai trecut, faptul că ai avut totuși modele, în primul rând în familie. A fost un noroc? Șansa mea a fost legată de... Da, bun, nu neapărat modele în familie, cât îmi place să cred că am crescut într-o familie liberă. Într-o familie în care se putea discuta deschis, într-o familie care nu se sfia să râdă de idioții care conduceau țara, de toate lucrurile care se întâmplau în jurul nostru. Cred că e o condiție esențială. Nu spun că mi-a făcut foarte mult bine asta, pentru că imediat după pubertate în mine s-a înmagazinat un volum foarte mare de ură față de regim și, din nefericire, el se extinsese și asupra țării. Reflectam foarte serios dacă locul meu e aici. E o poveste destul de simpatică în familia mea. N-am absolut niciun merit, dar ai mei au locuit în altă țară vreme de 6 ani și
Obișnuiesc să mă amuz pe seama faptului că am fost adus împotriva dorinței mele și lăsat să cresc aici. Nu știu cum aș fi fost dacă aș fi trăit acolo, fiindcă m-am născut când erau vremuri foarte tulburi, intraseră rușii în, fix cu 9 luni în urmă la Praga și... Da, și acolo erau vremuri complicate, dar e adevărat că poate, deși detest istoria contrafactuală, nu îmi place să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă, fiindcă evident n-ar rău să o facem. Da, probabil că aș fi fost altul dacă aș fi crescut acolo. Ți-e de sperie acum cel mai tare? Nu sunt sperios. De când m-am făcut băiat mare, sincer, nici nu cred că ar trebui să mă mai sperie ceva și mi se pare că raționalul, în principiu, ar trebui să risipească. Da, sigur, probabil că mă sperie necunoscutul, probabil că mă sperie așa cum țin minte când lucram la ziar, la unul dintre ele, eram redactor la departamentul de sport, ceea ce era foarte bine pentru că acolo aplicam, eram pe rând reporteri, intervievatori, redactori, aveam posibilitatea să plecăm în străinătate, făceam și un soi de travelogs sau lucruri de genul ăsta. Da, în limitele unui domeniu pe care îmi place să cred că îl stăpâneam foarte bine și da, atunci eram foarte speriat de posibilitatea să mă mute redactorul șef la departamentul economic, unde sigur nu prea mă pricepeam și în plus tata fusese doctor în economie și aș fi fost jenat să îl reprezint fără demnitate. Acum m-ar speria lucruri rele care s-ar putea întâmpla familiei mele pe care încerc să o apăr. Alte lucruri nu mă sperie. Nici măcar întoarcerea care nu e atât de improbabilă la regimul anterior sau la constrângerile anterioare. În ce măsură crezi că mai există oameni ca tine în ziua de azi, în presă, în televiziune, oameni care își doresc să spună adevărul și nu sunt subjugați cumva lucrurilor care trebuiesc comunicate și nu lucrurilor adevărate? Bun, pornim de la o premisă foarte măgulitoare, iar Anton Pavlovich Cehov, atunci când era flatat, obișnuia să schimbe subiectul discuției și să întrebe dacă au adus marmeladă la băcănia din colț ca să uite lumea că a fost măgulit. Sunt foarte mulți oameni în presă acum care sunt dedicați adevărului și destul de recent, pe 10 august 2018, am avut ocazia de a vedea ceea ce sunt foarte îndrăgostit de ideea asta, un soi de renaștere a presei, pentru că așa fărâmițată, răspândită, independentă, afiliată sau indiferent de forma de asociere a celor care erau acolo, repet, puteau să fie freelancer sau așa, jurnaliștii care au fost în piață, mi se pare că au reflectat adevărul și a fost un media coverage impecabil. Adică am putut să vedem lucruri esențiale, puncte pe care dacă nu le-am fi văzut prin intermediul lor, le-am fi putut dezbate până la revelion. Dar așa avem efectiv fapte și argumente foarte concrete ca să ne facem o idee cu adevărat despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Fără acești oameni dedicați adevărului, fiindcă eu însumi am fost acolo, dar undeva după ora 23:30, când literalmente devenise irespirabil, am fugit odată cu o parte din mulțime și ne-am adăpostit undeva pe un fast food de pe Buzești. Dar eu eram cetățean. Nu eram acolo în calitate de jurnalist, nu urma să scriu ceea ce am trăit acolo și, prin urmare, eu puteam să fac asta. Dar ei n-au făcut-o. Ei, chiar dacă foarte mulți erau ca și mine în timpul liber, au simțit nevoia să slujească adevărul. Așa cum au făcut-o și au făcut-o bine. Aș vrea să te întreb care e cel mai mare vis al tău în momentul ăsta?
dacă poți să-mi spui. În momentul ăsta visez să merg împreună cu soția mea în Argentina și să stăm acolo vreo 2 săptămâni și să ne rupem picioarele la figurat, desigur, și să ne și întoarcem de acolo. Nu știu în ce măsură e realizabil sau nu, asta visez.